În 2019, activitățile privind administrarea și exploatarea stației de epurare ape uzate din municipiul Ploiești și participarea în cadrul comisiilor pentru expertiză tehnică pentru stația de epurare, am realizat-o pentru a se identifica modul cum s-a realizat acest obiectiv, ținând cont de stadiul lucrărilor realizate în proporție de 80%. La noua stație, cum se prezintă situația? Când putem spera să fie operațional? În primul rând, trebuie ajuns la un acord cu constructorul. Actualmente există un dezacord cu privire la necesarul sumei pentru finalizarea acestei lucrări. Este limpede din contract, suma care reiese este mult mai mică față de cea apreciată de către constructor, iar în acest moment au loc negocieri cu constructorul pentru a ajunge la un consens cu privire la această sumă. Care este suma? Practic, Primăria Ploiești și Curea SP apreciază că suma necesară ar fi undeva la în jur de 4 milioane de euro, 4 milioane și jumătate de euro, iar solicitarea lor se învârte în jurul sumei de 11 milioane de euro. Este o diferență colosală. E mare diferență. Este enormă. Este enormă această diferență și, sigur, încercăm să evităm instanța, însă există, din păcate, și această posibilitate. Ei nu au reușit să argumenteze până în acest moment de ce solicită această sumă. Pentru că, bine, invocă faptul că s-au erodat și s-au uzat acele utilaje și tot ce s-a investit în stația de epurare, având în vedere că ele nu au fost în stare de funcționare. Stația, practic, nefiind finalizată și nefuncționând, rămânând în stare latentă toate această investiție, apreciază că gradul lor de uzură este destul de mare.